Partidul Democrat Liberal se află în proces de alegere a candidatului care va reprezenta formațiunea politică la alegerile prezidențiale de la finalul anului viitor. Fostul ministru al justiției din cabinetul Boc, Cătălin Predoiu, și primarul Aradului, Gheorghe Falcă, au venit la Zalău pentru a convinge electoratul sălăjan. Cei doi contracandidați și-au expus ideile, programul politic și au răspuns întrebărilor adresate de democrat-liberalii sălăjeni prezenți în număr mare la Casa de Cultură a sindicatelor. În discuție, ambii au atins puncte sensibile precum corupția din România, dar și problemele arzătoare din învățământ sau agricultură.